Puterea cântării duhovnicești este în conținutul ei duhovnicesc. Cântarea nu ne alină pe noi creștini doar că are o melodie frumoasă. E importantă și melodia. Cântarea este o binecuvântare pentru că este încă o metodă de a intra în contact cu cuvântul lui Dumnezeu, cu adevărurile lui Dumnezeu. Deci este deosebit de important conținutul unei cântări. Conținutul unei cântări trebuie să aibă corespondent biblic. Ceea ce cânt eu trebuie să fie adevărul cuvântului Dumnezeu în versuri, pe melodie. Și atunci va fi eficientă. Cântarea asta contemporană, trei cuvinte repetate pe un ritm frumos, mă leag în pe ea și mă simt... Nu ține. Merge până la un loc. Dar atunci când cântarea este în mod adânc, împregnată cu adevăruri biblice, atunci când ea comunică într-un mod deosebit adevărul Scripturii, ea va produce în inima mea și în inima dumneavoastră bucurie, bucurie în Dumnezeu. Mark Dever spunea la un moment dat că biserica trebuie să cânte cuvântul, să predice cuvântul, să se roage cuvântul, să cânte, să citim cuvântul, să proclamăm cuvântul, să ne rugăm cuvântul lui Dumnezeu, să cântăm cuvântul lui Dumnezeu și să vedem cuvântul lui Dumnezeu prin cina Domnului și botez. Tot ceea ce se întâmplă în viața creștinului trebuie ca să provină din cuvântul lui Dumnezeu. Tot ceea ce se întâmplă în închinarea bisericii trebuie ca să fie ancorat în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că este cuvântul care este sursa bucuriei noastre. Pentru că acolo ne întâlnim cu Dumnezeu. Acolo Dumnezeu s-a revelat pentru noi.